venit. Gata, ați revenit? Gata, gata, boierește, ne-a dat mâncare, ne-a dat de toate. Ce v-am întrebat? Zic că să menținem declarația veche și am menținut-o de aia. Ce? Ce s-a întâmplat atunci? N-a votat Nora, că a fost în Italia și a votat alții pentru ea. Și era votat? Păi votată, da, de cine nu știu. Urmează să vă mai cheme? Nu, băi, gata, terminarăm. Ați rezolvat problema? Ne iei de pachete. Dar știați că urma să mergeți la București? Ați fost citați? Până citata, cine? Citata. Ce dată ați primit citația? Da, 4 zile. De mâncare ați primit ceva? Ne iei de pachete, băi, de salvare, uite. Ca să nu vă vină rău? Nu știu, ne iei de pomară. V-a fost frică? Nu, domnule, ce frică, că eu am fost la Burtene, fie mea în Italia și cine a votat-o, alții străini. Și eu m-am dus la Burtene, chemat, am declarat, cum îți trebuie să mergem la București? Că doresc să doamnă acolo, menține declarația să aibă, că da. Și asta, basta. Liber. Nu s-a întâmplat nimic, tot a fost bine. Ce v-am întrebat? Dacă ne menținem declarațiile care le-am dat. Și? Da, am fost de acord, le menținem. S-a votat atunci? Ați votat dumneavoastră? Da, am votat. Dar copiii n-au votat. De ce n-au votat? Au fost plecați. Și a votat altcineva în locul ei? Da. Dar cine putea să voteze? Nu ați știu. Recunoscut semnăturile? Le-ați văzut? Da, nu, n-am recunoscut. Dar copiii au fost plecați și apăreau votați. Asta în calitate de martor v-au citat, nu? Da. De mâncare v-a dat ceva? Ați primit da, ceva? Da, ne-a dat, ne-a plimbat. A fost vreun caz în care să fie cuiva rău? N-a fost, tot a fost bine. Cum a fost, doamnă? Bine. Bine a fost. Ați avut emoții când au venit și v-au luat? Nu. Dumneavoastră când erați citată? Păi ați primit citație? Da, am primit citație. Deci vă așteptați? Asta. Da, mă așteptam. Da. Nu, n-am avut emoții. Nu v-ați speriat? Nu. Nu. Ce v-am întrebat? Dacă am mențin declarația. Și am spus că da, mi-e mențin. Cum a fost? A votat altcineva în locul dumneavoastră sau în locul copiilor? Nu, în locul meu copii. Am copii în Italia. Nu știu cine, ce s-a întâmplat, și nu știu. N-au votat, dar figurau ca și când ar fi votat. Da, copiii n-au fost acasă și mi-am menținut declarația, atât m-a întrebat. A fost vreun caz, să fie cuiva rău? Nu, nu. Hai mă, ieși afară să te filmeze. A fost semnături false. Atât de semnături false? Da, 120 de persoane. 3, 40 de persoane în fiecare autocar. 4-30, 120. Ce v-a fost, doamne? La București. Ce v-au întrebat? Dacă am votat, dacă ne cunoaștem semnăturile, dacă nu, nu. Am jurat pe blinie și... S-au purtat frumos, v-au dat ceva de mâncare? Da, ne-a dat pachete pe drum. A fost cazul în care să vină rău cuiva? Nu, nu, nu a fost. Am avut salvare, a fost salvare. Dar v-a speriat inițial? Păi bineînțeles, că zicea că era... Să primiți o citație acasă... Da, da, da. Am mandat de aducere, nu citați. Da, deci mai grav. Mai grav. Zicea că nu... Ne speria să zicea că nu ne mai dă drum. Urmează să vă mai cheme? Nu, nu, trebuie să-l ia pronunțările. Dacă am votat, dacă n-am votat în funcție de caz și cam atât. Eventual despre cine a fost vorba, dacă despre noi sau despre altcineva din familie. Deci în funcție de cum a fost dată declarația. V-au dat o listă pe care apărea semnătura dumneavoastră? Nu, acum nu, nu. Acum nu. Când am dat declarațiile la poliție atunci s-au arătat listele. Ce apăr, semnăturile, da. Da. Apăreau semnătură a dumneavoastră? Da. Era vorba despre soțul meu, despre mine care era plecat în străinătate. Și nu a votat. Și nu era semnătura lui, normal. Ați stat mult da. Acolo? Nu. Nu, am mers foarte repede. Foarte repede, chiar bine organizat. Deci, am mers bine.